pentru a marca săptămâna în care ar fi trebuit să se desfășoare jocurile Invictus de la Haga din acest an, Team Invictus România împreună cu campionii clubului Steaua ne-au invitat sâmbătă la o provocare de a înconjura virtual Olanda. Dacă, din păcate, nu se pot ține așa să meargă sportivii și cei care s-au antrenat și s-au pregătit pentru acest eveniment, încercăm să îi ajutăm noi să adune acești kilometri și să-i susținem, în primul rând, că sunt niște oameni minunați care ne învață în fiecare zi absolut să putem lupta și chiar și după un eveniment mai puțin plăcut. Bine. Sunt o parte dintre ei, deja știu cum am învățat mișcarea și ce se întâmplă. O parte învață acum, văd la ceilalți, bine. Pentru tine, cum a fost antrenamentul de astăzi? Destul de solicitant pentru mine, ținând cont de faptul că eu n-am mai făcut sport de aproximativ un an de zile, mi-a fost destul de greu. Însă, văzându-i pe ceilalți cât de ambițioși sunt, asta m-a motivat și pe mine. Am terminat 30 de minute, dar mi-am propus să mai urc încă 30 de minute. Scopul acestei acțiuni a fost acela de a finaliza colectiv într-o zi 1478 de kilometri. Noi nu ne-am oprit. Militarii răniți nu s-au oprit. Sărbătoresc începutul jocului Invictus prin sport. În noată, merg pe bicicletă, vâslesc și în același timp invită toți cetățenii României să facă sport alături de ei. Fac parte din nucleul sportivilor din Invictus Team România, care am fost de la începuturi. De când s-a creat primul nucleu, din prima zi, și cu ajutorul Ministerului Apărării Naționale și al voluntarilor Invictus, am ajuns, promovând această inimoasă echipă a României, la Jocurile Invictus din Statele Unite. Jocurile Invictus din acest an au fost amânate din cauza pandemiei de coronavirus. Echipele militarilor răniți sunt așteptate însă în Olanda în 2022 pentru a participa la cea de-a cincea ediție a Jocurilor Invictus. Supărat un pic că nu se dispută anul acesta Jocurile de la Haga? Teoretic, da, practic nu. Știți de ce? Pentru că am avut mai mult timp de antrenament, știți? Și atunci și când o să ajung în 2022, o să fiu mai pregătit față de anul acesta.